Da. Vrem să te stoarcem așa. Începe de jihadul. Da. Numai puțin că am acele șa pregătite, da? Niște ia uite, a devenit puțin așa nervos. Te-ai roșit la față? Rubrica se numește Scaunul Incomod. Sau dacă vrei răspuns, dacă nu tot răspuns. Știți că e cam incomod. Scaunul e incomod? Păi de-aia și zice așa. Înțelegi? O să urmați cu toții la un moment dat pe acest scaun, înțelegi? Eu te întreb, tu răspunzi, nu te gândești ce-ți trece pe-n cap, ce-ți vine primul răspuns, da? Nu stai să te... Înțelegi? Dacă e să te justifici, te justifici. Dacă nu, așa, bun. Fii atent. Când cere un bărbat mâna unei femei? Când este îndrăgostit la maxim de ea. Eu aveam ală răspuns, nu pot să-l spun acum, spun în pauză. Deci când vrea să se nenorocească. Bravo! Și ăsta e răspuns, da. Să știi că mulți ne-am nenorocit, înțelegi? Eu când mai mă duc MC-uri pe la nunți, le-au pe ginere și spun, bă, tu știi ce ai făcut? Și eu zice, nu, Julce, te-ai nenorocit. Asta e ultima ta zi de libertate, înțelegi? Bun, mergem mai departe. Domnul Sorin, minți mult? Nu. Care e ultima minciună pe care ai tras-o în ultimul timp așa? Nu mi-amintesc. Deci minți atât de mult cât nu m-ați amintit. Dar nu mi-amintesc să fi mințit în ultima perioadă. Hai mă, lasă, n-ai zis și tu odată la nevasta acasă când ai venit de la un șpriț cu prietenii că ai rămas mai târziu la serviciu? Mai rău că nu prea merg cu prietenii la șpriț. Dar cu cine te duci? Cu doamna mea acasă. Da? Da. Băi, ăsta e un lucru frumos. Dar să spun o chestie. Nu minți. Spune adevărul și să spun în ce cauză. Și că l-a prins pe bărbatul una, înțelegi? Și a zis, la ce oră te-ai culcat maseră? Și el a zis, păi, pe la vreo două. Dar unde ai fost pe la două? Și el zice, am fost cu băieții la șpriț. Bă, du-te, bă, de aici, că știu că ai stat pe Facebook toată noaptea. Dar el fusese la șpriț cu băieții. Dar stai și pe Facebook. Exact. Mergem pe stradă prin Suceava. Și la un moment dat, pe la Burdujani, când cobor în vale pe la Brândușa, așa, găsim un portofel cu bani. Băi, dar știi cum? Nu se închide de bani, Sorin. Care este primul tău gest? Facem ca cei de la BD. Îl luăm, ne uităm în el, da? Vedem câți bani sunt și da? Plecăm. Și zicem, Doamne ajută! Să mai găsim unul. Îl aduci sus la fin, că noi stăm acolo, da, și aduci deci sus la noi. Te duci la fin și... Să-i împart cu finii. Împart cu și spui, uite băi ce am găsit. Dar ei o să zică, nu, nașule, lasă-ni-l nou, că-l ducem noi la... Îl predăm noi. La organele de poliție. Sorin Filip, ești fițos? Nu prea. Nu prea. Păi... Așa și așa. Adică ești, dar nu prea. Așa și așa, da. Adică zi-ne o fiță. O fiță? Da, da, da. O fiță care nu știu. Nu vine acum. Adică, de exemplu, nu faci poze cu admiratorii? Sau cu admiratoarele? Ba da, chiar cu toate. Admiratoarele mele fac poze. Cu toate? Cu toate. Nu ratez. De ce? Dar cum adică e așa, așa, așa fițos? Adică în unele cazuri, bă, da, în unele cazuri impuneți când, să fiți așa? Da, când unii oameni chiar sunt obositori, devin fițos. Bă, da, aici să știi că el cam are dreptate că unii sunt atât de cicălitori și de, adică nu înțeleg că mai artistul bine le are ignor, el. Nu? Înțelegi? Bineînțeles. Da. Sorin, avem 10 întrebări, fii atent, abia suntem la a șasea. Fratele meu, consider că e mai bine să fii femeie decât bărbat? Nu. Este mai bine să fii bărbat. Exemplifică și dă-ne o explicație așa logică, să zicem. Fiindcă o femeie are mai multe responsabilități în cadrul unei familii sau chiar a vieții, femeia trebuie să nască, trebuie să aibă grijă de copii, trebuie să fie o soție iubitoare, o mamă iubitoare, o familistă convinsă, să spunem așa. Ei, un bărbat trebuie să fie și el, are îndatoririle lui față de casă, față de familie, dar nu naște. N-are grijă de copii. De copii prea puțin, adică mama este baza, să spunem așa. Treaba în casă și curățenia
o face nevasta, deși eu mă implic și în curățenia casei. Cum spunea Gabriela, femeile sunt perfecte. Corect, așa este, da. Uite, noroc pe soția lui Sorinel, că uite, are așa bărbatul, ajută și la curățenie. Vă dați seama că eu nu pot spune nimic la câte doamne, doamne și domnișoare am eu aici. Atât am trebuie să spun ceva. Cu noi acasă. Ești adeptul zicalei dragoste la prima vedere? Da, să știți că așa a fost cu soția mea. Pe bune? Pe bune. Ia zi-ne cum, că uite stau aici. Păi cu soția mea am vorbit vreo 6 luni, atât. Și m-am căsătorit. După 6 luni, pac, pac, s-a pac, făcut. Pac, dar unde v-ați cunoscut? În ce situație? M-am cunoscut la Căminul Cultural la Mihovendi, unde se trage soția mea, județul Suceava, Șchea, comuna Șchea. Acolo am cunoscut-o prin intermediul unui spectacol pe care l-am organizat în comuna Șchea. Socrul meu la timpul respectiv era vicele primar și uite așa am cunoscut-o pe fata vicelui. I-a zis, Tasu, bagă-te aici. Domnul vice, ce băiat deștept ai fost. Bravo! Dar să știți că Sorinel are o nevastă exact cum a spus el adineauri. Să-i trăiască nevasta, o drept pentru care o mai salutăm noi încă o dată, pentru că, uite, a adus pe lume 3 copii pe care îi crește, îi îngrijește, îi educă și nu e ușor ca femeie în ziua de astăzi să ai grijă de 3 copii, mai ales în situațiile de acum, când nu mai pui să-i faci unui copil nici că te ia, te ia. Ia fi atent! Dacă vei câștiga un concurs în care ți se spune că trebuie să mergi pe o insulă pustie, tu singurel, fără nimeni, și trebuie să-ți iei cu tine un singur lucru sau un singur obiect la care n-ai renunțat nici în ruptul capului, care ar fi? Nu, cântecul. Deci n-aș putea fi, ar trebui un casetofon, un portofon, ceva, să ascult muzică. Eu nu pot trăi fără muzică. Foarte tare. Deci asta, deci la, ce ai spus, Manuia? La întrebarea asta... La întrebarea asta am primit fel de fel de răspunsuri, dar ăsta nu l-a dat nimeni. Uite ce zice Manuela Pohoață. Ea și-ar lua o barcă să aibă să se întoarcă. Bună, și asta e, și ăsta un răspuns foarte tare, Manuela, da. Auzi, dar nu simți nevoia să trăiești singură așa? Nu, 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 că tocmai am zis, am fost singură la părinți, am vorbit destul cu oglinda, de acum chiar vreau să socializez, deci mie îmi place compania oamenilor, iubesc animalele, îmi plac... Înainte de ultima întrebare, fii atent, stai puțin, Manuela, îți pare rău că n-ai un frate sau o soră? Sincer? Simpli, da. Normal. Da. Deci, eu am mai spus aici în emisiune și i-am dat sfat la Viniei să n-aducă pe lume un singur copil. Pentru că acel copil care crește singur la părinți o să aibă o doză mare de egoism. Una la mână, a doua, având un frate sau o soră, înveți să împarți. Normal. Înveți să stai de vorbă cu altcineva, să împărtășești anumite lucruri. Nu, nu vreau să mă laud și nu că aș fi lipsită de modestie. Nu sunt egoistă și nu mă caracterizează egoismul. Din contra, întotdeauna chiar mama m-a și bătut când eram mică. Bătaia deoarece, e ruptă de rai, da. Îmi dădeam păpușile, poșetele noi care mi le cumpăra mama, poșetuțe, așa, celorlalte fete pentru ale nu cumpăra. Să se joace exact, cu ea. Exact. Să vină să se joace cu mine. O generozitate. Mi-era foarte greu în momentele în care stăteam singură acasă și stăteam la casă, nu la bloc. Ok. Ultima întrebare pentru Sorin și pe urmă cântăm că avem și o pauză scurtă pentru dumneavoastră. Sorinele, fii atent. Ce ai fi făcut dacă n-ai fi cântat? Da, mi-ar fi plăcut să... Mi-mi place foarte mult să gătesc în bucătărie. Foarte tare. Și devenit un bucătar iscusit. Bun. Eu îți iau scaunul, îți mulțumim pentru răspunsuri. Data viitoare, zice Julica așa, când vii data viitoare la emisiune, hai să gătim o rețetă cu tine. Cu drag. Vorbim la telefon și vedem ce și cum.